Subiectul din această seară poartă titlul Sindromul Isaia. Dragii mei prieteni, de obicei, sfârșitul de an vine cu o relaxare generală în societate, în familie, chiar personal, în care toată lumea pune timpul pe loc repaus sau în stand-by. De la cerșetorul din stradă, care speră să primească și el un leu, destul de verde, nu? Până la politicianul giftuit de tratamente preferențiale, totul este în pauză de masă. Războiul este pe loc repaus de asemenea, virușii sunt ținuți în lesă. Pentru moment, pandemiile se opresc și toată lumea intră într-o formă de euforie absolută. Vine sfârșitul de an. Ușor, ușor intrăm în preludiul sărbătorilor în care religia devine și ea prizonieră a stomacului. În genere, mai tot ce se întâmplă, dragii mei prieteni, în jurul nostru și în jurul fenomenului sau fenomenelor religioase de la sfârșitul anului are de a face cu mâncarea și băutura. Mâncarea și băutura, dacă vreți, se pot traduce într-un fel de chef sau, dacă vreți, mai biblic, veselie. Biblia numește aceasta un fel de sindrom Isaia. Nu că Isaia suferă din sindromul acesta, dar el este cel care a pus punctul pe I în cartea lui la capitolul 22, ca profeta lui Dumnezeu, el este acela care reușea prin inspirație să identifice acest sindrom. Această boală a minții, care este, numim noi, sindromul Isaia, nu este neapărat relaționată cu mâncatul și băutul, ci mai degrabă cu inversarea priorităților. Cele mai nesemnificative lucruri ale omului devin exacerbate la nivel de prioritate absolută, chiar cu riscul deconectării individului de realitățile prezente, uitând până și de existența lui Dumnezeu și chiar de existența cimitirului sau morții. Sindromul Isaia este o boală care arată că omul mănâncă când trebuie să postească, bea când trebuie să fie sobru și se veselește când trebuie să plângă și să se roage. Asta este boala omenirii, ăsta este sindromul Isaia. Îl vom citi din Biblie, imediat. Toate au vremea lor, zice înțeleptul Solomon. Sigur că bucuria, veselia fac parte din ritualul vieții și nu sunt altceva decât niște manifestări firești ale ființei umane care, exprimate în contextul potrivit, atenție, sunt o binecuvântare pentru toți cei care se bucură de aceste daruri ale lui Dumnezeu, pentru individ, familie și chiar societate, nu? Dar atunci când acestea se manifestă diametral opus față de voința expresă a lui Dumnezeu, acestea nu sunt altceva decât fără de legi, nelegiuiri sau păcate. Atenție! Nu este păcat să ne bucurăm de viață, nu este păcat să ne veselim, nu este păcat să mâncăm și să bem. Este păcat să mâncăm și să bem fără Dumnezeu și este păcat să mâncăm și să bem atunci când Dumnezeu ne invită la post și rugăciune. Vechiul Testament este plin de evenimente în care bucuria, mâncarea și băutura, veselia și manifestările naturale sunt pe undeva recomandate în perioade specifice ale anului. Pentru a evita ideea că eu, ca vorbitor, invit lumea la depresie și morbiditate emoțională, haideți să traversăm totuși prin Vechiul Testament și să citim câteva versete biblice pentru clarificare. În Numeri, capitolul 29, versetul 18, avem o chestiune foarte interesantă. A doua zi, spune Domnul, să aduceți 12 viței, 2 berbeci și 14 miei de un an fără cusur, împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduiele așezate. Numeri 29 cu 18. Un alt verset interesant din Leviticul, capitolul 23, versetul 37, ne spune: acestea sunt sărbătorile Domnului în care veți vesti adunările sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru în ziua hotărâtă. Întrebarea mea este: hotărâtă de cine?
în ziua hotărâtă de Dumnezeu. Deci dacă le-a spus atunci oamenilor că există o zi hotărâtă să aducă jertfe de vite, să aducă jertfe de băutură, fiecare la ziua hotărâtă de Dumnezeu, atunci se merită să-L ascultăm pe Dumnezeu în continuare, nu? Aici observăm intenția lui Dumnezeu de a permite bucuria în popor în deacord cu voința sa. Deci atenție, Dumnezeu nu este împotriva bucuriei, nu este împotriva veseliei, dar El dorește ca această bucurie, veselie, această sărbătoare să fie întotdeauna asociată cu voința Lui. E foarte important acest gând. La cealaltă extremă este postul infatuării. Dacă în Vechiul Testament avem instanțe unde 12 viței nu sătura bucuria poporului, pe de cealaltă parte avem o grupă de oameni specificată în Isaia 58, versetul 4, în care ni se spune că erau o grupă de oameni care trăiau experiența postului infatorii, oameni determinați de egoism să impresioneze pe Dumnezeu și lumea din jurul lor. Haideți să citim. Iată, postiți și să vă ciorovăiți sau să vă certați, nu? Ca să bateți răutăcios cu punul, nu postiți cum zice ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Deci ce ne spunea Mântuitorul? Zice, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Prietenii mei, acesta este un post care cred că este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Avem cele două extreme și dincolo de aceste două extreme se poate observa că bucuria niciodată nu putea să fie exprimată în afara contextului dumnezeiesc. Dar, dragii mei prieteni, atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și l-au întrebat de ce noi, ucenicii lui Ioan și fariseii, nu, postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc. Iisus le-a răspuns, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Matei este o expresie extraordinară, versetul 14 și 15. Dragii mei prieteni, observăm aici că așa cum ne spunea Domnul în Vechiul Testament, aduceți viței, aduceți băutură, aduceți mâncare, bucurați-vă și veseliți-vă după ziua hotărâtă sau după ziua sau timpul hotărât de Dumnezeu. Aici, din nou, același autor al jertfelor, Mântuitorul nostru Hristos, îi invită pe oameni și le explică ucenicilor lui Ioan că, de fapt, postul are vremea lui și bucuria are vremea ei. Sigur că ucenicii erau cu Domnul Hristos și evident că în contextul acesta ei se bucurau. Dar după plecarea Mântuitorului, ucenicii aveau să-și petreacă mai toată viața în post și rugăciune. Deci iată că există vremuri în care să mâncăm, să bem și să ne veselim în de acord cu voința lui Dumnezeu și prioritățile așezate de Dumnezeu în viața noastră și sunt momente în viață când Dumnezeu ne cheamă la post și rugăciune pentru a ne ruga și pentru a invita prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Omul este legat de Dumnezeu, prieteni, în actul fericirii, cât și în actul necazului, greutăților și așa mai departe. Noi suntem legați de Dumnezeu, dependenți de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dorește ca să fim fericiți, El ne spune, fiți voioși, fiți bucuroși și noi vom fi, așa cum ne spune Domnul. Când Domnul zice, voi aduce peste tine un necaz de 10 zile sau de 3 zile sau câte vor fi, atunci noi suntem invitați la rugăciune și post ca Dumnezeul nostru să ne protejeze și să ne dea putere să trecem valea sau să urcăm dealul. Dumnezeu este centru de greutate, prieteni, și centru de balanță pentru poporul care pretinde că este a Lui. Nu există fericire în afara spectrului dumnezeesc. Nu există fericire sau bucurie. Nu există pacea conștiinței în afara acestei relații cu Domnul Hristos. Deși în timpurile moderne noi asociem sărbătoarea cu mâncare și băutură, totuși am găsit în Biblie, prieteni, și sărbători în care oamenii cereau prezența lui Dumnezeu pentru ajutor în strâmtorare, fără post și băutură, fără mâncare și băutură și dimpotrivă. Haideți să citim pe expertul Ioel în capitolul 1, versetul 14 și 15. Vestiți un post,
chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului nostru și strigați către Domnul. Versetul 15, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Vedeți, dumneavoastră, astăzi oamenii s-ar putea gândi, băi, ce fel de sărbătoare e aia dacă se vestește un post? Pentru că în lumea modernă, religioasă, întotdeauna sărbătoarea mandatoriu trebuie să fie asociată neapărat cu o colivă, un colac, o mâncare bună, un vițel îngreșat, o gâscă îngreșată, dacă vreți, cărnați și așa mai departe. Lista poate continua cât vreți dumneavoastră. Și totuși, iată că Ioel, în Vechiul Testament, un demodat profet al lui Dumnezeu, ne invită la un alt fel de ritual de sărbătoare. O sărbătoare, ce să vezi, fără cântece, fără jocuri, fără colivă, fără mâncare, nu, fără grătar, fără mici, fără bere, și ne invită la un post. Zice, vestiți un post și chemați o adunare de sărbătoare. În un alt capitol, de data aceasta Ioel, capitolul 2, versetul 17, întâlnim lucruri similare. Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău, nu ne da de ocară moștenirea Ta, nu face de bagiocora popoarelor. De ce crea Dumnezeu un post de rugăciune, o sărbătoare în care noi să plângem între tindă și altar? Pentru ce să zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Există vremi ale tăcerii, există vremi în care Dumnezeu tace și pare că nu răspunde, pare că nu-L interesează, pare că nu simte momentele noastre de suferință, momentele noastre de durere. Dar să știți că aceeași tăcere pe care temporar sau aparent Dumnezeu o păstrează cu privire la suferința și necazul nostru, este aceeași tăcere pe care Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din ceruri, o are atunci când trăim momente de glorie. Întorcându-mă la sindromul Isaia, pentru că despre asta vorbim, aș vrea să justificăm prezența în Scriptură a următoarelor declarații. Haideți să citim. Și totuși este Isaia capitolul 22, foarte cunoscut de cei care trec și pe acolo și sunt sinceri și onești, să descopere în Isaia capitolul 22, versetul 14, 15, 16, o piatră kilometrică, un semnal, un clopot care bate pe turla bisericii lui Dumnezeu. Și totuși Domnul Dumnezeu vă cheamă în ziua aceea, vorbește de ziua expierii, ziua sfârșitului de lume, ziua în care poporul trebuia să se apropie de Dumnezeu, în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă rateți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie, bucurie, se junghie oi, se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul oștirilor. Ce observăm aici, dragii mei prieteni, este aceeași constantă, din extremă în extremă. Este foarte important să observăm că prioritățile sunt schimbate și în loc de post și rugăciune, oamenii trăiesc cu experiența sărbătorii cu mâncare și băutură. Din nou și din nou punctăm asupra bolii pe care sau de care umanitatea suferă. Atunci când Dumnezeu ne cere să ne veselim, noi postim ca să ne ciorovăim. Atunci când Dumnezeu ne cheamă la post și rugăciune, noi încercăm să producem de fapt o bucurie și un bairam, nu? Așa cum este în termen popular, încât să uităm și de Dumnezeu. Inversarea priorităților ne poate costa scump și nu numai că ne poate costa scump, dar ne poate costa respingerea sau dezaprobarea lui Dumnezeu și chiar mai mult considerându-se o astfel de manifestare, păcat sau nelegiuire, așa cum spune cartea lui Isaia.
Nașterea, spune Solomon, are vremea ei, moartea își are vremea ei, săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei, uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei, dărâmarea își are vremea ei, zidirea își are vremea ei, plânsul își are vremea lui, vedeți? Și râsul își are vremea lui, bucitul își are vremea lui și judecata își are vremea lui. Judecatul are, își are vremea lui. Dragii mei prieteni, observați că dacă inversăm prioritățile, când în loc de bocit noi râdem și atunci când trebuie să râdem ne bocim, eu cred că producem niște disfuncționalități comportamentale, de relație, în societate, pentru că noi nu așezăm prioritățile în deacord cu voința lui Dumnezeu. Solomon continuă mai târziu, aruncarea cu pietre își are vremea ei, strângerea pietrelor își are vremea ei, îmbrățișarea își are vremea ei, depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei, iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui, războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Eclesiastul capitolul 3, dragii mei prieteni, ne prezintă faptul că atunci când noi inversăm prioritățile, să știți că este un lucru extrem de periculos și duce societatea pe pragul de a se detașa de realitățile sociale, de realitățile biblice, de realitățile profetice, care zic eu că sunt mai actuale ca niciodată. Cred că este inutil să întreb audiența dacă zilele pe care le trăim sunt zile de fericire sau sunt zile de durere pentru umanitate, pentru planeta în care trăim, o planetă bolnavă care de-abia se mai tărăște. Trăim noi în timpul expierii, trăim noi în timpul în care Marele Mântuitor Iisus face ultimul apel de chemare pentru o umanitate pierdută înainte de sfârșit. Suferința este peste tot, prieteni, și totuși omul merge înainte după un ritual, zic eu, cinic, nu? Rece. După mine, potopul. Asta este o declarație care mi se pare destul de curentă, la modă, pentru cel care dă în cap ca să trăiască, pentru cel care calcă pe cadavrul altuia ca el să se bucure de o clipă de viață. Că toți suntem în era manipulării și dezinformării, prieteni, aș dori să reamintesc ce spunea săptămâna trecută cel mai bogat sau unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cel mai integrat om în tehnologie de ultimă frontieră, în persoana lui Elon Musk. Este ușor să înșeli oamenii, dar este aproape imposibil după aceea să-i convingi că au fost înșelați. Dragii mei prieteni, în realitate ăsta este un mare adevăr, spus de un om cu o experiență, zic eu, destul de profundă. Ironia soartei face ca și autorul acestei declarații, Elon Musk, declarație inteligentă de astfel, să fie el însuși victima înșelăciunii. Este greu de convins Elon Musk că nu va lua cu el nimic în mormânt și că în timp ce visează să facă rachete pentru Marte, s-ar putea ca într-o zi un taxi fără voia lui să-l ia să-l ducă în iad. Oamenii își fac promisiuni iluzorii pentru anul ce vine, nu? Messi doarme cu, mă rog, cupa aceea de la campionatul mondial în pat. Nu știu dacă poza a fost autentică, dar oricum a mers notoriu pe internet. Elon visează să implanteze chipuri de memorie în creierul oamenilor pentru a ne inventa pe noi înșiși, reinventa pe noi înșiși, iar noi visăm la un bilet de călătorie fără întoarcere într-o lume în care Domnul Hristos va fi prioritatea noastră zilnică pentru veșnicie. Când eram tânăr, prieteni, am avut un vis. Îl împărtășesc cu dumneavoastră. Visam că m-am suit într-un elicopter care trebuia să meargă la cer, dar am observat că avea o problemă să ia altitudine și m-am uitat în spatele elicopterului și am descoperit că de elicopterul în care eram, ca să mă duc la cer, era legată o ață care, legată de ea, era un tir plin cu bagajele mele personale. Pilotul, săracul, încerca să-mi facă semne neputincioase că bagajele mele pământești, erau prea grele ca să se poată ridica la ceruri. Atunci am învățat o lecție pentru mine personală, o lecție de viață. Nu putem urca în ceruri cu bagajele pământești. Idolii din inimă sunt buni prieteni cu uriașii pe care nu-i putem birui.
Dragii mei prieteni, idolii din inimă sunt buni prieteni cu uriașii pe care noi putem birui. Dacă idolii din inimă sunt plăceri interzise, nu? Prietenii sunt, uriașii sunt aceia care, păcatele pe care le urâm și nu le putem abandona și nu le putem părăsi datorită lipsei de voință. Și atunci avem nevoie de Domnul Iisus Hristos ca să taie frânghia aia, să despartă dorința noastră de bine, dorința noastră de a ne duce la cer, de bagajele, de idolii, de uriașii care ne împiedicau. Asta am văzut eu în vis și asta am înțeles că Domnul spune: tu dorești să vii la mine, tu vrei să vii în împărăția mea, dar sunt atâtea lucruri de care nu te-ai debarasat încă și iată că dorința ta este bună, dar neputința ta are nevoie de ajutorul meu și de prezența mea, de călăuzirea mea în viața ta personală. Idolii din inima mea erau buni prieteni cu uriașii pe care noi puteam birui. Poate că, prietene, această declarație care ar trebui să fie firul roșu al subiectului nostru să facă sens și pentru mintea ta. E timpul să ne verificăm dacă idolii din sufletul nostru sunt buni prieteni cu uriașii pe care dorim să-i biruim, cu păcatele pe care, cu care ne luptăm în fiecare zi. Și dacă frânghia aceasta leagă de dorința noastră fierbinte, bagaje nefirești care nu pot intra în cer, sigur că avem nevoie de ajutorul Domnului Iisus Hristos. Au trecut ani și am realizat că nu duc cu mine nimic, nici eu, nici dumneavoastră. În mormânt nu ducem cu noi nimic. În mila sa, Domnul Hristos rostește și astăzi: mai lasă-l și anul acesta. M-am împotmolit de o imagine pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră, o imagine care a mers viral pe internet, un mormânt, un individ cu bani mulți, probabil, și-a comandat o criptă neagră și deasupra lui mașina pe care o iubea cel mai mult, care sigur că își închipuia el că îi va duce sufletul la cer. Sigur că este, ne luptăm între tristețe, parodie, dramatizare a unei vieți care finalmente are un sfârșit cu voia noastră sau fără voia noastră la cimitir. Întorcându-mă la sindromul Isaia și făcând o analiză a societății prezente, observăm, prieten, că mai toată lumea, repet, mai toată lumea a îmbrățișat religia stomacului. Religia stomacului promovează pe bandă rulantă, dacă vreți, sărbători pentru burtă. Un exemplu clasic de gen "hai să trăiești cu metre" este găsit în vechime la un om relativ credincios, dar ușor gurmand. Numele lui era Isaac. Povestește cu fiul său vânător de meserie: acum te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi de vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place sufletului meu și adu-mi-o să o mănânc. Probabil că ați observat deja falsul pe care l-am introdus în acest verset, nu? Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o să mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Deci observați, asta era o sărbătoare pentru burtă în care religia stomacului decidea pentru Isaac, cel puțin, cine și cine nu va fi binecuvântat spiritual. Probabil că este destul de complicat să găsim relația, prieteni, dintre stomacul lui Isaac și sufletul acestuia. E foarte confuză cererea lui Isaac, aceea de a mânca bine un grătar pentru a produce o binecuvântare spirituală. Dar cum chinezii au această vorbă care a circulat și pe la români și chiar a devenit acasă, conștiința trece prin stomac, se poate vedea că și Scriptura sugerează că omul firesc are o astfel de conduită în contexte speciale, în contexte speciale, nu? Când amestecă sau produce religia stomacului sau religia care aduce cu sine religia pentru mâncare și așa mai departe. Pentru foarte mulți oameni călăuziți de religia stomacului, termenii sunt inversați. Cine spune că este mai ușor să schimb religia unei națiuni decât să schimb obiceiurile alimentare? Nu mai țin minte numele, dacă este anonim sau nu, dar oricum adevărul este extrem. Este mai ușor, într-adevăr, să schimb religia unei națiuni decât să-i schimb obiceiurile alimentare. Când spun "fă-mi un grătar ca să te binecuvânteze sufletul meu", de fapt Isaac încurca termenii, nu?
Să te binecuvânteze sufletul meu sau să te binecuvânteze stomacul meu? Vedeți? Religia stomacului. Mergem puțin mai departe. Pana inspirată spune următoarele cuvinte. Nu trebuie să cedăm nici măcar un centimetru în favoarea obiceiurilor tradiționale ale acestui veac de căzut, ci să ne delimităm într-o atitudine de independență morală, nefăcând niciun compromis cu practicile corupte și idolatre ale lumii veacului acestuia. Minte, caracter și personalitate este o carte bună, e o compilație de altfel, pagina 268. Prietenii mei, este clar că avem de a face cu o atitudine care ne izolează de societate sau ne face să îmbrățișăm societatea cu ambele mâini. Decizia este evident a noastră. Dânsa spune să nu cedăm nici măcar un centimetru în favoarea obiceiurilor tradiționale ale acestui veac de căzut, ci să ne delimităm sau să luăm o atitudine, o luare de poziție care sugerează o independență morală și ne facă niciun compromis cu practicile corupte și idolatre ale lumii veacului acestuia. Dragii mei prieteni, există trei declarații cu care aș vrea să concluzionez în această seară. Una se găsește în Ioan, 1 Ioan capitolul 2, versetul 16, alta se găsește în Luca capitolul 21, versetul 34 și cealaltă se găsește în Filipeni 3 cu 19. Ceea ce este interesant este că toate aceste trei versete, Ioan, Luca și Pavel în Filipeni, vorbesc aceeași limbă, promovează aceeași idee. Hai să citim 1 Ioan 2 cu 16, căci tot ce este în lume, adică tot, rețineți expresia tot ce este în lume, pofta firii, pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții nu este altceva sau nu este de la Tatăl sau nu vin de la Tatăl, ci vin din lume. Deci pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia. În Luca, capitolul 21, versetul 34, ni se reconfirmă, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibar de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Deci avem aici aceleași trei elemente esențiale. Îmbuibare de mâncare, adică peste măsură, să mănânci mai mult decât e necesar, nu? Sau mai mult decât îți trebuie. Am făcut-o de foarte multe ori și îmi pare rău. De fiecare dată când aveam această tendință, îmi părea rău că am mâncat peste măsură. Îți spune conștiința, îți spune stomacul, îți spune starea trupească, că nu e bine, nu? Îmbuibarea cu mâncare, băutură, nu? Alcoolul și îngrijorările vieții acesteia. Filipeni, capitolul 3, versetul 19, prezintă aceeași melodie. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ, adică la îngrijorările vieții sau lăudărășenia vieții, așa cum spune. Interesant este că dacă faceți o paralelă între cele trei elemente ale celor trei versete biblice, vom descoperi următoarele. Pofta firii pământești merge mână-mână cu îmbuibarea de mâncare și cu Dumnezeul este pântecele lor. Apoi pofta ochilor merge mână cu băutura, nu? Slava lor este rușinea lor. Știți, când oamenii poftesc cu ochii și mai trag și câte o sticlă de așa de vodcă, să știți că omul bea până se dezbracă de caracter și apoi se dezbracă și de hainele de pe el. Lăudăroșenia vieții, îngrijorările vieții, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Deci acestea sunt cele trei expresii folosite de Ioan, de Luca și de Pavel. Unul zice lăudăroșenia vieții, altul îi spune îngrijorările vieții și altul spune, celălalt spune, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar toate aceste trei elemente nu sunt altceva decât dorința sau apetitul nostru de a sta aici pe pământ sau, dacă se poate, să câștigăm cele două lumi, cerul și pământul sau pământul și cerul. Prieteni, ce omoară lumea de astăzi este spiritul de competiție. Acest germen care distruge și roade omul pe dinăuntru se vede nu numai în oamenii mari, dar puteți observa chiar în copilașii mici, adulți și chiar la cei bătrâni.
Oglindă, oglinjoară, vă mai aduceți aminte? Alba ca zăpada, deși mi se pare penibil într-un serviciu religios să amintesc, dar asta scoate în evidență dorința de competiție, nu? Spiritul acesta de competiție. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Sigur că oglinda răspundea în poveste, dar cum astăzi nu mai credem în oglinzi fermecate, parcă ar fi răspunsul corect, ar fi oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară, și noi am zice, întreabă pe Facebook. Eu nu mai sunt la modă, nu? Așa ne-ar răspunde oglinda. Facebook-ul, prietenii noștri, în ghilimele, prieteni, nu? Ne-ar răspunde, oh, da, tu ești cea mai frumoasă, ca apoi să te bârfească. Mergem mai departe, Saul, nu? Vă aduceți aminte lupta? Invidia, ura, râca între Saul și David. Saul omoară cu miile și David cu zecile de mii. Și Saul post-omorât, nu? A intrat în depresie. Auzi, mă, mie îmi dau miile și lui David îi dau zecile de mii. Observați acest spirit de competiție, spiritul ăsta de competiție între oameni. Când unul zice că sunt al lui Pavel și altul al lui Apollo, nu sunteți voi tot lumești, chiar și în biserică, chiar și în religie. Există spirit al competiției. Ce trist este! Mai apoi venim la ucenici. Cine va fi, Doamne, cel mai mare în împărăția ta? Cine va sta la dreapta ta? Cine va sta la stânga ta? Sincer, împărtășesc cu dumneavoastră declarația lui Solomon din capitolul Eclesiastul 4 cu versetul 4. Am mai văzut, spunea el oftând, că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Mai avem un weekend în afară de weekendul acesta, până ne întâlnim cu un alt an, se cheamă 2023. Am făcut multe rezoluții, multe promisiuni lui Dumnezeu în anii trecuți, dar în această seară rămâne să decidem pentru noi înșine dacă suferim și noi de sindromul lui Isaia sau nu. Este o întrebare la care putem răspunde doar noi și sunt convins că Domnul Iisus Hristos ne va putea da înțelepciunea de a răspunde sincer la această întrebare. Dacă suferim sau nu de sindromul Isaia? Dacă inversăm prioritățile vieții noastre sau nu? Dacă suntem în această seară și în acest sfârșit de an chemați la post, la rugăciuni, la consacrare? Și în loc de aceasta noi inversăm prioritățile și ne bucurăm în mâncare, în veselie? Bunul Tatăl din cerul să ne ajute să înțelegem și să analizăm în lumina crucii, în lumina Domnului Hristos, în lumina caracterului Său, ce suntem, cum suntem, dacă suferim sau nu de sindromul Isaia, dacă inversăm prioritățile în viața noastră sau nu, și dacă există în noi acest spirit al competiției care ne distruge pacea, inima și sufletul. Este dorința de a ne proteja euul personal, spune Bara Inspirată, acea dorință care ne face să protejăm euul personal de mortificare. Aceasta este lupta interioară care înrăpește pacea sufletului și inima. Dragii mei prieteni, în această seară, mă rog Domnului Iisus Hristos să ne binecuvânteze cu pacea și dragostea sa, de acum și în veci. Amin.